Syngenta este mereu aproape de fermier. De aceea începem astăzi o serie de întâlniri digitale AgroOnline Syngenta. Sunt Bogdan Tudor și suntem pe platforma de la Caracal. Aici vom vedea cât de importantă este utilizarea și aplicarea produselor Syngenta. Urmează o serie de episoade în care vom analiza rând pe rând cele mai importante culturi agricole. Mă refer aici la forum, floarea soarelui și cereale, grâu și orz. Să amintim că această platformă de la Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare Agricolă de la Caracal are o suprafață de 6,5 hectare. Și menționăm 1,5 hectare cu cereale, 2,5 hectare cu porumb și alte 2,5 hectare cu floarea soarelui. Fiecare întâlnire digitală va fi susținută de specialiștii Syngenta, care vor prezenta particularitățile fiecărei culturi din cadrul atelierelor implementate chiar aici în platformă. Acum ne întâlnim și stăm de vorbă cu domnul inginer al platformei SCDA Caracal. Bună ziua, vă spun și eu, bine ne-am reîntâlnit. Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Caracal are o colaborare foarte strânsă și îndelungată cu compania Syngenta, atât în ceea ce privește activitatea de cercetare, cât și în ceea ce privește activitatea de dezvoltare. În ceea ce privește activitatea de dezvoltare, adică de producție, pot să vă spun că pe întreaga suprafață a unității, anumite secvențe tehnologice sunt realizate în totalitate cu produse ale companiei Syngenta. Toate acestea denotă încrederea pe care o avem în calitatea și eficacitatea acestor produse. Avem speranța că toate aceste noi informații pe care le vom afla împreună de la specialiștii Syngenta vor călăuzi fermierii în activitatea pe care o desfășoară în cadrul fermei, activitate care sperăm noi să le ofere satisfacție și, de ce nu, dacă se poate, un profit maxim. Compania Syngenta, care, deși este o companie tânără, în această toamnă împlinim 20 de ani, are în spate o istorie de peste 250 de ani de activitate în folosul agriculturii și fermierilor. Acționând la nivel global în peste 90 de țări cu peste 5.000 de persoane care lucrează în cercetare, compania Syngenta este un lider mondial în furnizarea de inputuri pentru agricultură. Ce deosebește compania de alte companii este faptul că această companie oferă pachete complete fermierilor, în sensul că asigură atât materialul semincer, sămânța, cât și produsele de protecție a plantelor, începând de la tratament, sămânță și până la recoltat. Așadar, primul episod din seria întâlnirilor digitale AgroOnline Syngenta. Și începem, bineînțeles, cu una din cele mai importante culturi, cultura de cereale. Foarte important pentru primul tratament este să alegem un produs foarte eficient. Și în această categorie avem Amistar Prime, cu o eficacitate foarte bună pe partea de făinare, una dintre cele mai întâlnite probleme din țara noastră, dar și pe partea de rugini. Un alt avantaj al produsului constă în efectul de lungă durată. Întotdeauna ne dorim să avem un produs care are un control foarte bun pe boli, dar în același timp să oferă o protecție cât mai îndelungată. Iar la Amistar Prime a fost aplicat în data de 9 aprilie, cum spuneam, între primul și al doilea internod, și am avut o protecție de 27 de zile. Asta înseamnă aproximativ 4 săptămâni, 27 de zile, până când am intervenit cu al doilea tratament. De unde vine acest efect de lungă durată? Vine din structura produsului, pentru că are atât o parte preventivă, cât și partea curativă. Faptul că el acționează preventiv nu lasă ca bolile să se instaleze în plantă. Și asta este foarte important, pentru că știm că atunci când boala intră în interiorul plantei, deja sunt provocate pagube. Falado este un soi relativ recent introdus în portofoliul nostru, cu o toleranță foarte bună la boli, un potențial genetic ridicat, dar și cu indici de calitate foarte buni. Mulțumim, Gabriela! Să și completez, avem și aceste întâlniri digitale AgroOnline Syngenta, care completează tot ceea ce spuneai tu mai devreme. Să nu uitați, seria întâlnirilor digitale AgroOnline Syngenta continuă cu noi episoade.
ziua tuturor! Foarte important pentru primul tratament este să alegem un produs foarte eficient. Și în această categorie avem Amistar Prime, cu eficacitate foarte bună pe partea de făinare, una dintre cele mai întâlnite probleme din țara noastră, dar și pe partea de rugini. V-aș invita să vă uitați un pic la ceea ce înseamnă frunza stindard și la faptul că aceasta este încă verde și nu în ultimul rând este foarte curată de boli. Și când vorbim de un al doilea tratament, respectiv de frunza stindard, este foarte important să luăm în considerare acest criteriu, pentru că știm deja frunza stindard contribuie cu peste 40% în generarea producției. Deci ca și obiectiv trebuie să ne stabilim ca frunza stindard să fie curată de boli și pe o perioadă cât mai lungă de timp. Și exact asta face Latusera foarte bine și aș putea spune chiar că excelează la acest capitol. Produsul a fost aplicat în data de 5 mai. Suntem la 41 de zile de la aplicare. Și cum spuneam și mai devreme, atac de septorioză, da, și rugini foarte, foarte agresiv. Ce vedem aici este într-adevăr frunza stindard foarte curată de boli. 41 de zile de la aplicare. Practic n-a mai fost nevoie să se intervină cu un al treilea tratament. Bineînțeles, dacă cazul o impune, întotdeauna noi recomandăm să se intervină cu un tratament pentru boala la spic. Aici au fost probleme în special cu ruginile, dar și cu septorioza. Latusera este de departe specialistul în septorioză. Și asta o vedem și în câmpurile din România și în câmpurile de cercetare din țările din afară, inclusiv Arvalis cataloghează Latusera ca fiind produsul standard în ceea ce înseamnă protecția împotriva septoriozei. Și aceste 41 de zile de protecție se datorează odată puterii intrinseci a substanțelor active care acționează foarte bine pe partea de boli, dar și a modului în care produsul se mișcă în plantă. Și el are o mișcare foarte lentă pe toată lungimea frunzei. Asta este un element destul de important, pentru că în felul acesta ne asigurăm protecția inclusiv de la baza frunzei către vârful de creștere. De ce vedem o cultură atât de frumoasă? Odată dintr-un control foarte bun al bolilor, și în al doilea rând, din faptul că are și el, ca și Amistar Prime, această componentă preventivă, care nu lasă ca bolile să se instaleze în plantă. Un alt efect pe care l-am văzut la Latusera este faptul că planta stă mai mult timp verde. Și știm cu toții că cu cât planta stă mai mult timp verde, se face fotosinteză cu efect direct în producție. Calitatea producției este absolut mai mare. Absolut, da. Și vorbim atât cantitate cât și calitate. Și sunt foarte multe studii, inclusiv făcute în Franța, Germania, care arată că fiecare zi în care planta stă verde, exact, și avem 37% din suprafața ei verde, în fiecare zi se generează undeva 150 de kilograme per hectar. De asemenea, foarte important, mai ales în această perioadă dificilă, este faptul că urmărim să menținem în permanență un contact cu domnii fermieri. Și facem asta prin mai multe modalități. Odată, prin faptul că suntem aici și prezentăm cele mai performante și noi soluții pe care noi le oferim fermierilor. Și pe de altă parte, contactul online pe care îl menținem cu fermieri. Și aici vorbim de o serie de platforme pe care noi le-am dezvoltat pentru aceștia. Este vorba despre website-ul Syngenta, unde pot intra pe pagina noastră de internet și pot obține mai multe informații despre acest produs. De asemenea, ne pot contacta pe un număr de WhatsApp, unde specialiștii noștri pot răspunde în maxim 24 de ore la problemele pe care aceștia le au, tocmai din dorința de a rezolva într-un fel problema aceasta cu care ne confruntăm în momentul de față. Suntem aproape de fermieri și încercăm pe cât posibil să menținem acest contact și dialog, pentru că și noi ne luăm informațiile de la aceștia și încercăm și noi pe cât posibil să venim cu noutăți în culturi. Mulțumim, Gabriela, să și completez. Avem și aceste întâlniri digitale AgroOnline Syngenta, care completează tot ceea ce spuneai tu mai devreme. Așadar, am fost aici în Cultura de Grâu, împreună cu Gabriela Dragoș. Îi mulțumim foarte mult. Să nu uitați, seria întâlnirilor digitale AgroOnline Syngenta continuă cu noi episoade.
Continuăm seria de întâlniri digitale AgroOnline Syngenta. Am ajuns unde vom vedea tratamentul sămânță cereal. Este un atelier pe care Silviu Caimac, aici de față, cel care este manager pentru tratament sămânță România și Moldova, ne va putea spune multe lucruri interesante. Bine te-am găsit, Silviu! Bine te-am găsit și eu, mulțumesc că ați venit alături de noi. Ai spus foarte bine, tratamentul sămânță este foarte important, că este prima berigă în procesul de cultivare a unui grâu de calitate. Corect. Și vom vorbi astăzi despre grâu și orz, despre păioase în general și trebuie să știm, eu cel puțin știu și fermierii, cred că mulți dintre ei știu, că un start bun este foarte important pentru o recoltă foarte importantă sau mare și mai ales o campanie de succes. Iar lucrurile astea trebuie pornite chiar de la acest tratament de sămânță. Syngenta are soluții pentru un start de succes la aceste păioase? Într-adevăr, de departe, Syngenta, la momentul actual, este compania de pe piața din România care are un portofoliu complet pe partea aceasta. Avem pe mai produse de tratament sămânță cereale pe mai multe niveluri. Odată, segmentul de premium, insectofungicid. Syngenta are în momentul actual și a lansat anul trecut cu mare succes. Suntem lideri de piață în piața de tratament sămânță cereale cu produsul Austral Plus. Este un produs unic pe piață, este un produs extraordinar, este un insectofungicid ready mix, îi spunem noi, sau gata amestecat. Austral Plus este deja gata formulat, este pregătit, vine în pachetul de Austral Plus împreună cu un adjuvant. AG40R se numește acest adjuvant. Acest adjuvant este oferit gratuit de compania Syngenta, este un beneficiu pentru fermieri. Partea insecticidă este asigurată de substanța activă Teflutrin, se numește, care este exclusivă în portofoliul companiei Syngenta, acest Teflutrin. Este un piretroid cu o volatilitate foarte mare și aici este un avantaj această volatilitate pentru că creează în jurul seminței un halo, îi spunem noi. Deci, odată în câmp și foarte important, la apariția umidității, deci când dă de umiditate acest produs, generează un halo, are o formă de vapori. Acționează sub formă de vapori. În jurul seminței se creează un scut. Un scut de vapori care protejează sămânța împotriva viermilor sămân special, dar și a larvelor de zabrus. Dar principalele aturi ale acestui produs, partea insecticidă, sunt combaterea viermilor sârmă și a lui zabrus, larvelor de gândacul ghebos, zabrus tenebrioides. Partea insecticidă am acoperit-o. Mai rămâne cea fungicidă. Da. Partea fungicidă este reprezentată de fludioxonil, o substanță activă foarte cunoscută și foarte eficace. Este o substanță activă care are acțiune atât de contact, dar cât și, spunem noi, penetrantă, local sistemică, adică pătrunde în comisura bobului și în coleoptilul plântuței noi. Are un spectru foarte larg. Este foarte important. Știți foarte bine, fermierii au nevoie de produse care au pe etichetă, care sunt omologate în România, pentru acele boli și pentru acei dăunători. Ce aș scoate în evidență la partea fungicidă este că are omologare la Septoria, ceea ce multe tratamente fungicide, tratamente sămânță fungicide de pe piață nu au omologare la Septoria. Și asta este un mare avantaj al Australului și al prin substanța activă fludioxonil. Și atunci, dacă acest ready mix, gata amestecat, că asta este de fapt ceea ce se întâmplă, este, cum să spun, soluția cea mai bună pe care un fermier o poate găsi în acest moment pe piața din România. Așa este. Știu că mulți dintre fermieri folosesc acest produs, care este unic pe piață și este unul dintre cele mai bune. Știu că aveți și exemple deja. Da, așa este. Anul trecut l-am lansat, ți-am spus, cu mare succes. Fermierii l-au luat, am devenit lider de piață din primul an și ne bucură foarte mult de la un start. Deci am avut de două ori un start foarte bun. Ne-a bucurat foarte mult, dar este și o responsabilitate. Anul acesta am mers la fermierii mari și la fermierii importanți la care i-am întrebat cum ce au gândit despre acest produs. Și unul dintre ei este domnul Biță Răgman de la Hodivoaia, județul Giurgiu. Sămânța tratată cu Austral. Avem 150 de hectare de grâu și 50 de hectare de orz tratate cu Austral. De la anul tratăm tot cu Austral. E foarte important tratamentul să fie insectofungicid, să apere sămânța și plântuța
în primele stadii de vegetație și cu insecticizi și fungicizi, deoarece apar puricii în toamnă de multe ori. Nu am văzut insecte pe plantele, plantuțele de grâu și de orz în primele stadii de vegetație. Că nu se făcea dacă nu avea tratamentele respective asemenea culturi. Am văzut părerea domnului Ibiță Rachman, este unul din infermierii importanti în sudul țării. Cred că cel mai bine ar fi și să exemplificăm ceea ce tu ne-ai spus ceva mai devreme. Așa este, Bogdan, la fața locului, să vedem. Mai bine. Am reținut câteva lucruri să-mi spui dacă e corect. Te rog. Avem un produs gata formulat cu două substanțe active sinergice, avem o protecție de lungă durată până la ieșirea din iarnă în condiții normale când există umiditate în sol și atunci se activează, avem un spectru larg, cel mai larg pentru boli și dăunători, avem însă și alte lucruri. Efect fitotonic și formulare de top, ce așa ne poți spune despre ele? Vreau un pic să-ți arăt, să-ți exemplific. N-am apucat să-l scot foarte bine, dar uitați-vă, un sistem radicular puternic a rămas și în sol. Rădăcina s-a dus mult mai mult de atât și a reușit să aibă rezultate foarte bune și în această zonă au avut și noroc de câteva ploi în regiune, dar totuși presiunea vremii și a lipsei precipitațiilor ne face să ne adaptăm și trebuie să ne gândim să asigurăm plantei toate armele necesare pentru acest lucru. Să o ajutăm. Compania Syngenta este o companie responsabilă. Ne pasă nu numai de mediul înconjurător, dar și de operatori. Foarte multe din tratamentele sămânță cereale se fac în fermă. Operatorii trebuie să cunoască și ne ducem o campanie intensă pentru conștientizarea măsurilor de bune practici la tratamentul sămânță. Sunt 1000 de echipamente care așteaptă pe fermierii noștri să le ia gratuit, fără tragere la sort. Noi spunem așa, câștigi protecție, câștigi și premii. Protecția superioară pe care ți-o oferă Austral Plus este de neegalat pe partea de tratament sămânță cereale. Bun, aveți un portofoliu impresionant și produse performante, asta m-a interesat și asta am descoperit aici, așa împreună este, cu Silviu Caimac, manager tratament semințe România și Moldova. Continuăm seria de întâlniri digitale, nu uitați, Agro Online Syngenta. Cultura a fost tratată aici și cu un erbicid, nu? Da, a fost tratată și cu un erbicid, este vorba despre Axial One. Este un erbicid cu două substanțe active care acționează foarte bine atât pe partea de monocotiledonate, cât și pe partea de dicotiledonate. Și în special în această zonă sunt probleme cu iarba vântului și cu odos. De departe, Axial One este produsul specializat în controlul acestor buruieni. Și știm că pot pune probleme la recoltare, în loturile semincere. Aceste buruieni pot fi, într-adevăr, niște buruieni care aduc pagube în cultură. Dar avem o întrebare. Ce facem cu dăunătorii? A fost un an cu o presiune foarte ridicată de dăunători în toate regiunile țării. Noi am aplicat aici Karate Zeon, în special pentru afide, aceasta a fost principala problemă din acest lot și am reușit să ținem sub control acest atac al dăunătorilor. Bineînțeles, produsul este omologat și se poate aplica foarte bine atât în controlul tripșilor, cât și al ploșniței cerealelor și, cum spuneam, afide. Practic, principalele probleme care pot apărea în cultura de cereale, în ceea ce înseamnă dăunători din această cultură. Așadar, am fost aici în cultura de grâu împreună cu Gabriela Dragoș. Îi mulțumim foarte mult. Să nu uitați, seria întâlnirilor digitale, Agro Online Syngenta, continuă cu noi episodul.